Am revenit cu cel de-al doilea invitat al emisiunii, doamna dr. Luciana Petrescu, medic primar pediatru la Spitalul Clinic de Copii Brașov. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua tuturor! Ce sunt intoxicațiile și când suspicionăm că e vorba despre o intoxicație acută? Intoxicațiile acute sunt stări de alterare a funcțiilor organelor interne, urmare a pătrunderii în organism a unor noxe chimice. Provocarea pentru un medic care lucrează într-un spital de urgență este aceea că 5-10% din intoxicații sunt forme severe cu alterarea funcțiilor vitale și risc de deces, iar numărul noxelor este foarte mare. Se apreciază că în lume există 9 milioane de substanțe chimice și 3.000 dintre acestea determină aproximativ 95% din cauzele intoxicațiilor. Vă imaginați deci cu toții cât de greu este să identifici toxicul și să evaluezi gravitatea și potențialul de evoluție dificilă. Care sunt cele mai frecvente intoxicații cu care v-ați confruntat în practica dumneavoastră? Pe studii pe care le-am efectuat în spitalul nostru pe perioadă de 5 ani, am identificat un număr de 1300 de intoxicații cu aproximație, din care 50% au fost determinate de medicamente. Medicamentele au fost variate, cele mai frecvente fiind cele cu acțiune asupra sistemului nervos central, folosite în familie, de către bunici, de către părinți, pentru stări de anxietate, pentru inducerea somnului, pentru convulsii, stări, medicamente cu acțiune asupra sistemului cardiovascular, medicamente hipotensoare, medicamente folosite care medie în bolile respiratorii, în febre, o intoxicație foarte severă fiind cea cu paracetamol, medicamente cum ar fi fierul, capsulele de fier, tabletele de fier se mănânc foarte mult cu bomboanele și am avut o astfel de intoxicație extrem de severă cu fier. Pe o a doua linie, ca și frecvență, în Brașov ar fi intoxicațiile cu alcool etilic, ceea ce pare surprinzător, dar frecvența lor este în creștere la vârste mici. Și dacă ați urmărit știrile ultimor zile, s-a pomenit despre un copil dintr-un alt județ, în vârstă de 2 ani, care a băut un litru de vișinată. În aceeași categorie cu alcoolul etilic avem etilenglicolul, care este antigelul, o intoxicație extrem de severă. Am avut astfel de situații când sticla în care se păstra substanța folosită la mașini a fost etichetată ca și Coca-Cola și copilul explorator și independent a băut etilenglicol, apoi petrolul, benzina, substanțele caustice care încă se folosesc în țara noastră pentru producerea casnică a săpunului și au o mare frecvență în București, în partea de sud a țării, soda caustică lăsându-se sechele severe la nivelul tubului digestiv și a căror respiratorii, petrolul, benzina, insecticidele, raticidele. Vă amintesc de asemenea un caz recent mediatizat în care familia a folosit substanțe pentru omorârea șobolanilor și unul din copii a decedat. Și noi am avut intoxicații severe cu insecticide, cu substanțe folosite în agricultură, care sunt extrem de severe. Organofosforicele, organocloruratele, extrem de grave, care sunt folosite uneori pentru tratarea păduchilor. Apoi să nu uităm despre substanțele etnobotanice, alte plante, alte substanțe vegetale și, bineînțeles, ciupercile. Care ar fi primul ajutor care poate să-l acorde cineva în momentul în care își dă seama că s-a intoxicat? În primul rând, trebuie să realizeze că este vorba de o intoxicație.
când să se gândească părinții la o intoxicație? Atunci când un copil aparent sănătos prezintă brusc semne de rău general, semne de boală, un mers dificil, somnolență, agitație, vărsături, o anumită culoare a pielii, tulburări de respirație. Atunci primul lucru care trebuie să se facă este să pună copilul într-o poziție de siguranță, de obicei acești copii varsă, de decubit lateral, cu capul ușor ridicat, să anunțe un serviciu medical și între timp să încerce să identifice poarta de intrare a toxicului. Dacă ea a fost la nivelul ochilor, a pielii, atunci trebuie spălături cu apă sau ser fiziologic de mai multe ori, dezbrăcate hainele. Dacă este vorba de inhalarea substanței toxice, aici am omis să pomenesc despre monoxidul de carbon, intoxicația cu gaze de nearse, trebuie copilul scos la aer, scos din mediul în care s-a intoxicat, deschise geamurile, scos chiar în curte. Și dacă starea lui este satisfăcătoare și se bănuiește că poarta de intrare a fost prin tubul digestiv, deci a fost înghițit medicament sau ce substanță toxică este în cauză, cantități mici, dar repetate de apă. Cum rămâne cu administrarea de lapte? Este un mit sau adevăr? Este un mit, nu ajută, dimpotrivă, crește absorpția substanțelor care se dizolvă mai ușor în grăsimi, laptele fiind un lichid gras. Și, bineînțeles, prezentarea la medic. Există posibilitatea de testare, ceva teste specifice aici în Brașov? Există aceste posibilități pentru laboratoare specializate și pentru cazuri medico-legale. Substanțele toxice se elimină prin rinichi și atunci concentrația lor în cea mai mare majoritate va fi mai mare în urină și persistă mai mult timp în urină. Deci noi putem identifica și la distanță de contactul cu substanța toxică medicamentul, substanța toxică în urină, în special acest lucru îl facem pentru droguri. Odată ajuns pacientul la spital, după ce este evaluat și identificat riscul de evoluție severă, încercăm să eliminăm toxicul de la poarta de intrare, eliminarea toxicului de la nivelul stomacului. Pentru anumite substanțe se poate face o spălătură gastrică. Ea nu se face însă pentru orice medicament, de aceea pentru fiecare caz în parte tratamentul va fi individualizat. După care încercăm, dacă toxicul totul s-a absorbit, să încercăm să forțăm eliminarea lui din circulație prin urină, prin anumite metode specifice fiecărei grupe de toxice, după care căutăm un antidot. Antidotul ar trebui să antagonizeze efectul toxicului. Din păcate, există puține antidoturi. Care este evoluția acestor intoxicații? Aș vrea să precizez că există două feluri de intoxicații. Intoxicații accidentale, care se întâmplă la copii sub 5 ani și voluntare la copii peste 12 ani. Cele mai frecvente sunt cele accidentale, dar cele mai grave sunt cele voluntare. Drept urmare, cam un procent de 50% din cazuri sunt intoxicații severe, de obicei medicamentoase. Cele mai severe din intoxicațiile tratate cu noi au fost cele cu ciuperci. Din fericire, aici mass media ne-a ajutat foarte mult prin popularizarea acestor cazuri. Și în ultima perioadă frecvența lor a scăzut, dar în anul trecut am avut totuși un caz de intoxicație cu ciuperci cu incubație scurtă, în mod surprinzător. Unele dintre ele lasă sechele, cum ar fi intoxicațiile cu substanță caustică, dar majoritatea au o evoluție favorabilă,
Am omis să vă spun de o metodă extrem de utilă de tratament pentru o parte din intoxicații prin hemodializă, prin rinichi artificial, metode pe care le-am aplicat și în spitalul nostru. Mesajul meu ar fi acela că în intoxicații este posibilă prevenția și este păcat ca un copil sănătos, care nu are niciun fel de risc de îmbolnăvire majoră, să sfârșească în urma contactului cu o substanță toxică. Și aici cu toții putem face ceva. Părinții, specialiștii, școala, mass media. Și se pare că deja această muncă a noastră dă roade și că totuși numărul intoxicațiilor severe este în scădere. Mulțumesc frumos pentru interviu. Și eu vă mulțumesc. Aici se încheie ediția de astăzi. Sunt Laura Popescu și ne revedem săptămâna viitoare. Până atunci, rămâneți sănătoși!